Haideți să vedem aplicație. Problema numărul 1. Să se calculeze area unei suprafețe S, indice F și G în următoarele situații. Și avem R de X ca fiind 1 pe 2X minus 2, iar G de X ca fiind 4 minus X pătrat, pentru un X aparținând intervalul închis minus 1, 1. O variantă de rezolvare ar fi să găsim dacă F este mai mare sau egal decât G pentru orice X din acest interval, sau invers, că G este mai mare sau egal decât